Suntem la masa de lucru. Suntem la Art Time, în atelierul de creație, un spațiu unde să știți că puteți să pictați pe ceramică, puteți să ascultați o muzică bună, puteți veni aici cu toți colegii de muncă. Să știți că are o capacitate de 30-40 de invitați. Pianul din spatele meu este funcționabil de cei care și doresc să asculte o muzică sau să cânte efectiv la piano pot face. Se pot face și proiecții aici. Așa că la Art Time puteți să vă petreceți o zi frumoasă. Puteți organiza un team building aici, de ce nu? Să trecem la lucru. Lângă mine este Vanda Sturza, scenograf. Bine ai venit, Vanda, mă bucur să te cunosc. Să înțeleg că tu ești profesorul, eu îi spun așa, profesorul, da? Care îi coordonează pe cei care vin aici la Art Time, îi ajută să descifreze tainele picturii pe ceramică. Am zis așa, să fim concreți. Da. Și să facem ceea ce eu nu am mai făcut de foarte mult timp. Cred că de undeva din clasa 1 sau clasa 2. Și să pictez pe ceramică. Da. Vanda, help me! Cum facem? Da. Vreau să povestesc pur că foarte important e înainte să începem să pictăm este să ne spălăm pe mâini cu săpun. M-am spălat pe mâini cu săpun înainte. Și de ce? Să explic. Pentru că în momentul când rămân pete de grăsime pe biscuitele de ceramică, în acele locuri se formează chelii atunci când aplici glazura. Adică nu prinde culoarea? Nu prinde culoarea și atunci trebuie să evităm cât mai mult să avem grăsime pe mâini. Vă mărturisesc că vreau să-l fac cadou mamei mele și m-am gândit să fie ceva care să-i amintească de copilărie, de o perioadă frumoasă. Trebuie să-mi aleg culorile, nu? Da. Poți să-ți alegi culorile. Mai întâi, aici am un paletar pe care poți observa cum vor arăta după ardere culorile. Ceea ce poate fi o surpriză, pentru că în momentul când le vei aplica, vei observa că ele sunt foarte palide. Am înțeles. Și după ardere ele vor arăta așa. Da. Ok. Pentru că sunt în perioada verde a existenței mele. Da. Vreau să folosesc cele două nuanțe de verde. Tu le-ai spus așa, verde măr, da, și verde broscoi. Da. Ok. Astea sunt culoarea nouă. Asta este verdele măr. Da, asta e verdele măr. Ok. Și o poți pune aici, în gropițele astea. Și în momentul când s-a consumat mai culoare, mai... Stai, deci sunt complet neîndemânate, că e normal să fac așa, să, da, să nu... Oriunde, da? Oriunde, unde vrei tu, în funcție de... Cât de mult se pune? Pune mai mult. Așa. Perfect. Cana stă pe această obiectul, stă pe această măsuță rotativă, cum da, am venit, da, tocmai ca să fie ușor de să nu trebuiască să-l ții în mână și să poți să lucrezi mult mai ușor. Ce pensul îmi recomanzi? Acum vreau să te întreb ce ai vrea să faci. Vrei să faci... O spirală, o niște spirală, linii circulare. Uh-huh. Mie îmi place spirala foarte mult. Da? Da. Bine. Ca și simbol, ca da, tot. Spirala îmi place foarte mult. E uh-huh, ceva care nu știi niciodată unde se termină. E spre infinit. Pe ce? Atunci ți-aș propune să luăm așa pensulă. Important este mai întâi să-i faci un vârf, o moi în apă. O moi aici. Bine de tot. Așa, deci o moi, da, în apă. Okay. Eventual îi mai formezi cu mâna un pic. Așa, da? Da. Ok. Și acum bagi în culoare. Sar. Da, da, în care verde? Cu care în verdele măr să începem. Uh-huh, uh-huh. Da. Mese bine, da? Curaj. Așa. De culoare. Așa. Uh-huh. Ok. Și cu o mână, asta important e să fie bine centrat. Așa. Așa, am să mă apropiu un pic de tine. Te rog. Și ții pensula pur și simplu. În sus vârf, sau în jos? În sus, să zicem. E mai ușor de jos în sus.
și învârți, ca să obții spirala, învârți. Aha. Da? Cum ai o frunză? Să nu uiți să mai iei culoare, pentru că în momentul când... Cum ajung cei din lumea corporatistă, cei care stau câte 12 ore în fața laptopului și gândesc tot timpul strategii de marketing, de vânzare, cum ajung aici la voi? Cum se simt când ajung aici, Vanda? Păi la început se poate să se simte foarte... Crispați? Crispați. Așa. Și să le ia mai mult până să-și dea drumul, să zicem așa. Și ca să le facem curaj, da? Avem aici un dosar cu surse de inspirație, cu fotografii, cu ceramici, pictate de alții, obiecte găsite pe net. Da. În diferite zone, unele mai simple, altele mai dificile. Și ele răsfoiesc. Uneori stau și răsfoiesc. Până și nu se hotărăsc. Avem și hârtia 4 și creion, deci poți să-ți faci și o schiță înainte să începi, dacă vrei. Aha. Aha, deci poți să și creionezi, da? Știu că spunea și Aniela treaba asta. Da, exact. Și după aceea îți alegi, de fapt alegi înainte, te gândești ce vrea să faci și începe. Și am avut o fată, da, de la, la acest team building, care a fost foarte surprinsă de ce a reușit el să facă. Da. Poți să faci de mai multe ori, mai iei culoare. Am pus. Vezi? Aha, am mai înțeles. Mai poți să iei apă, mai poți să iei culoare. Și poți să te duci și până mai în jos. Am înțeles. Și curge mai ușor. Mai pune apă. Pot și cu aceeași pensulă de acum. Da. Așa. Super. Aici se naște un cer. Ia uite. Și asta ziceam, asta e o mișcare foarte meditativă. Foarte, să știi. Știi, acum sunt un pic încordată pentru că... Ok. Să zicem așa. Asta ar fi. Bine. Și dungulițele de care spuneai? Aș vrea să mai pun tot cu verde. Da. Cu verdele ăsta. Așa. Și aici să-ți mai povestesc ceva. Dacă vrei să rămână puțin, să iasă în evidență niște dungi, da, să rămână în relief chiar, da, poți folosi iarăși aceste sticluțe. Și dacă vii cu un accent, o să-ți rămână bobițele chiar în relief. Avem acolo câteva obiecte. Da, ok. Super. Și aici s-ar putea să rămână în relief. E foarte, asta, da, o vreau așa. Și simți. E foarte frumos. Aceasta a fost prima mea lecție de pictură pe ceramică. Vă invit să veniți la Art Time, să descoperiți acest loc minunat. O să vă simțiți extraordinar, credeți-mă. Îndrăznește, puterea e în tine. Prinde curaj. Informează-te. Dă valoare informației. Implică-te. Autocunoaște-te. Îndrăznește.